Bine ați venit la emisiunea Ascultarea Credinței. În ziua de astăzi, vreau să explorăm împreună o temă de mare actualitate: frica de moarte. Ca și călăuză pentru noi în explicarea acestei teme, vreau să citesc două versete din Epistola către Evrei. Capitolul 2, începând de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Cuvintele acestea, în special versetul 15, sunt foarte cunoscute. Expresia pe care o avem în atenție, în ziua de astăzi, la emisiunea Ascultarea Credinței, este expresia frica morții. În această perioadă de pandemie, frica de moarte este cel mai vizibil lucru pe care îl vedem în jurul nostru. Datorită Acestui adevăr, frica de moarte, cei care sunt în poziții de conducere au luat toate hotărârile pe care noi le citim, de care auzim, în fiecare zi. Această dorință, cel puțin verbală, cu privire la siguranță, este lucrul numărul unu peste tot în ziua de astăzi. Mai ales că vorbim despre hotărâri pe care le ia omul secular. Omul care are ca bun pământesc de mare preț, viața. Când viața este în pericol, omul ia hotărâri unice și noi toți avem uh, această experiență comună care se datorează acestor hotărâri. Aproape totul s-a închis. Tot stăm în casele noastre, implicațiile sunt majore pe toate planurile. Eu nu vreau să intru în discuțiile acestea, deși ele sunt în gândul nostru, sunt în sufletul nostru și între noi, în casele noastre, discutăm despre lucrul acesta. Ce vreau eu să avem în atenție astăzi, este rădăcina la toate acestea. De ce am ajuns să luăm hotărârile pe care le-am luat, să ne comportăm în felul în care ne comportăm, să ne schimbăm viața în felul în care ne-am schimbat-o? Toate pleacă de la același lucru: frica de moarte. Încep meditația mea la această temă cu câteva observații generale. În ultima sută de ani, datorită iubirii față de viață, umanitatea a investit enorm în cercetarea medicală. Și datorită înaintării în acest domeniu, așteptarea de viață a crescut. Am căutat soluții la dușmanii sănătății noastre. Pentru că ne prețuim viața pământească așa de mult. Iar dacă suntem din aceia care trăim fără Dumnezeu, dacă facem parte din grupul secular de oameni, viața pe care o avem aici este singura în care credem, este bunul cel mai de preț și facem tot ce stă în puterea noastră pentru a o experimenta și pentru a o avea cât mai lungă. În această împrejurare, în această înțelegere a existenței, moartea este pericolul cel mai mare. Moartea este evenimentul aducător de spaimă, de frică. Omul se teme de moarte. Te uiți în jur și vezi lucrul acesta la orice pas. O frică profundă, reală, de moarte. Este important pentru noi, în ziua de astăzi, să punem câteva întrebări fundamentale. De ce murim? Este una dintre aceste întrebări. Ca și creștini, noi avem două răspunsuri la întrebarea aceasta: avem um, o cauză spirituală pentru moarte, la fel cum avem o cauză naturală pentru moarte. Înainte de orice omul. Are parte de experiența morții pentru că este păcătos. Scriptura ne învață că moartea a intrat în lume odată cu neascultarea omului. Scriptura ne învață că plata pentru păcat este moartea. Solda pe care o plătește păcatul este moartea. În hotărârea omului de a nu-l asculta pe Dumnezeu. Păcatul a adus această realitate a morții, acest fapt al morții. Cea de-a doua cauză. Este una naturală. Moartea fizică are loc atunci când trupul nostru a slăbit, s-a îmbolnăvit și nu-și mai poate duce la îndeplinire funcțiile vitale. Atunci, viața fizică ajunge la capăt. Atunci ceea ce are omul, pământește vorbind, cel mai de preț, a ajuns la sfârșit. De aceea murim. Dar așa ceva aduce frică. Și sunt câteva motive pentru care omul experimentează frica morții. Mai întâi, omului îi este frică de moarte pentru că moartea este finală. Finală într-un mod radical. Radical. Scriptura ne învață că fiecare dintre noi, când a venit în lume, n-a adus nimic cu el. Și de asemenea, Scriptura ne învață că atunci când plecăm de aici, nu luăm nimic cu noi. Toate posesiunile noastre rămân aici. Și ne-am mostenit pentru ele o viață întreagă. Totul rămâne în urmă. De aceea, omul fără Dumnezeu, omul secular, înțelege moartea ca pe o pierdere ireparabilă. Totul ajunge la sfârșit și nimeni nu poate face nimic. Nimic. Nu contează câți ani ai. Cât de înstărit ești. Cât de învățat ești. Sau cât de puternic ești. În fața morții, toți oamenii sunt la fel. Toți pierd tot. De aceea, moartea este un dușman. Scriptura vorbește despre el ca fiind ultimul dușman care va fi biruit. Este de la sine înțeles. De ce? Un așa fapt, un așa eveniment, aduce frică. Omul natural, omul singur, înaintea morții, este cuprins de groază. De aceea, moartea aduce plâns, jale, bocet. Moartea aduce suferință. O pierdere ireparabilă. Un sfârșit. Da, omul natural face tot ce poate să împingă evenimentul acesta cât mai departe. Așa ceva să nu aibă loc în viitorul apropiat ci în viitorul îndelungat. Dar fiecare știe că moartea este parte obligatorie în existența umană. De aceea, chiar dacă ești printre cei mai seculari gânditori, în final trebuie să accepti Constanța morții. Evenimentul acesta, faptul acesta, este un element constant în viața omului. După unii gânditori, este scopul ultim al omului. În final, noi suntem ființe îndreptate înspre moarte. O expresie. Um, cunoscută din secolul 20 din scrierile lui Martin Heidegger. Toți ne îndreptăm înspre moarte. Aceasta este ceea ce ne caracterizează într-un mod clar, de netăgăduit. Nu contează cine ești, ce părere ai, ce sistem folosești. În final și tu ajungi acolo. Un adevăr universal cu privire la om. Dar este un adevăr înspăimântător. Omul, în mod natural, iubește viața. Omul vrea să trăiască. Cuvântul pe care l-am citit noi din epistola către Evrei. Capitolul 2. Oferă soluție la frica morții. Cuvântul citit ne oferă o explicație teologică la tot ceea ce am spus până acum. Moartea este într-o alianță cu cel rău, cu cel care are puterea morții. Această alianță între păcat, moarte și diavol este prezentă peste tot în Scripturi. Pentru a avea o soluție la problema aceasta, așa de finală, așa de înspăimântătoare, legăturile dintre aceștia trei. Trebuie desfăcute. Altfel, nu există izbăvire de sub frica morții. Omenește vorbind, acest lucru nu este posibil. Poți să fii oricine. Poți să ai orice. Poți să crezi că poți orice. În fața morții, nu poți nimic. Cuvântul citit ne descrie întruparea lui Hristos, asumarea de către Fiul lui Dumnezeu a condiției noastre muritoare. Iar prin gerfa sa și prin învierea sa, el atinge într-un mod decisiv acești doi dușmani veritabili. Păcatul și moartea. Argumentul este un argument în doi pași. Două premize, iar pe baza lor, o concluzie. Moartea lui Hristos este jerfa perfectă pentru păcatele oamenilor. Premiza numărul doi, păcatul este cauza morții concluzie moartea lui Hristos a subminat puterea morții numai în felul acesta rezolvând rădăcina care este păcatul atinge într un mod decisiv ceea ce a adus păcatul moartea dacă această alianță nu este desfăcută și biruită, noi suntem robi. Fricii de moarte toată viața noastră. Și diavolul folosește sau se folosește de frica aceasta. Ne controlează în felul acesta. Și noi suntem într-o situație din care nu putem ieși. Textul nostru ne vorbește despre izbăvire din această împrejurare cu ajutorul celui care a venit la noi, care a luat asupra lui starea aceasta și aduce o jerfă perfectă înaintea lui Dumnezeu, trăiește o viață perfectă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, răstignirea lui rezolvă problema păcatului. Tai acest sprijin al morții care ne ține robi. Iar învierea lui arată că moartea poate fi Învinsă. De aceea pentru un creștin, moartea nu este o pierdere ireparabilă. Pentru că noi rămânem în această lume păcătoasă. Pentru că noi avem în continuare o stare căzută. În care a început înnoirea. Noi avem parte de moarte fizică, dar noi știm că moartea a doua, moartea veșnică, nu mai are nicio putere asupra noastră, datorită credinței noastre, datorită lui Hristos cel înviat. În felul acesta, răscumpărarea pe care a câștigat-o Hristos. Atinge problema aceasta într-un mod decisiv. În cele din urmă, numai răstignirea sa și învierea sa constituie antidotul față de frica de moarte. Oricât am fi noi de iscusiți ca și sfătuitori, ca și consilieri. Noi nu avem altceva mai puternic decât ceea ce a făcut Hristos în legătură cu frica de moarte. Nimeni nu ne poate oferi ceva mai puternic. Ajungi să nu-ți mai fie frică de ceva sau de cineva. Numai atunci când știi că există cineva care poate opri pe cel de care ți-e frică. Numai dacă există ceva sau cineva care poate elimina pe cel de care ți-e frică. Altfel, frica rămâne. De aceea, un creștin la un eveniment al morții are un, un sentiment amestecat, o stare amestecată. Pe de o parte, este suferind. Despărțirea de cineva drag doare. Și plângi. Pe de altă parte. Dacă cel care a murit a fost creștin, creștin adevărat, tu știi că pentru el moartea nu e o pierdere. Moartea este un câștig. Ce anume ajută pe creștini să vadă moartea în felul acesta? Moartea ca un câștig. Un creștin are convingerea că viața de aici nu este singura viață. Un creștin are convingerea pe baza învierii lui Hristos că există viață după moarte. Un creștin are convingerea că atunci când moartea are loc, acela nu este sfârșitul. Un creștin acceptă, nu aduce nimic în lume și când pleacă de aici, aici rămân toate. Da, așa este și în cazul unui creștin. Dar el mai știe că de aici, dincolo, duce tot ceea, ce a făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Un creștin știe că el își poate aduna comoară în ceruri. Un creștin știe că toate faptele lui bune îl urmează prin moarte în viața de dincolo. De aceea felul în care își trăiește viața nu este o existență de dragul intrinsec al vieții, ci este o existență de dragul lui Dumnezeu. În viața unui creștin, mai întâi vine împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Înainte de orice, El îl iubește pe Dumnezeu cu toată puterea Lui și pe aproapele lui ca pe sine însuși. Așa abordează un creștin viața. De aceea atunci când vine ceasul morții, indiferent de împrejurare, de vârstă, de situație, evenimentul acela, deși nu este căutat, atunci când vine, este ca o trecere Cel credincios. Urmează să fie dus în prezența lui Hristos. Aceasta este învățătura scripturilor. Dacă citiți Filipeni, capitolul 1, veți găsi exact cuvintele acestea. Pentru mine, a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. În momentul morții, eu mă duc acasă. La Domnul. Numai pe baza acestor lucruri un om poate fi izbăvit de frica morții. Și această izbăvire să fie o izbăvire reală, rațională. Nu e că noi nu credem în realitatea morții. Nu credem. Moartea este reală. Moartea oprește această existență. Îi pune capăt. O aduce la sfârșit. Dar moartea nu este decisivă. Pentru că cineva deja înfrânt-o. Hristosul învia din morți nu mai moare. El este cel în care un creștin și-a pus toată încrederea. Și pe baza acestei credințe că Isus a înviat din morți, omul acela are parte de mântuire. Cel care mărturisește din inimă adevărul acesta are parte de darul acesta, darul mântuirii. De aceea, în vremuri așa de dificile ca cele în care suntem noi acum, vremuri în care frica de moarte este așa de proeminentă, mesajul Evangheliei, mesajul transmis de către orice creștin, este acesta. Omul poate fi izbăvit de frica morții. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, murind pentru noi, a rezolvat problema noastră care a adus moartea în lume. Problema păcatului. Și tot Fiul lui Dumnezeu a biruit moartea atunci când a fost înviat din morți. Pe baza acestor două adevăruri, istorice și teologice, noi înfruntăm frica de moarte. Noi avem parte de izbăvire de frica de moarte. Acesta este felul în care diavolul cel rău nu mai poate manipula pe cel cu adevărat creștin în zilele vieții sale. Un așa om știe că atunci când viața de aici se termină, moartea este doar o trecere. Moartea este un dușman care a fost înfrânt, un dușman a cărui bol, a cărui ac a fost rupt. Nu mai are putere veninoasă, nu mai are eficacitate veșnică. Hristos este cel care l-a înfrânt. Iar noi, toți cei din poporul lui Dumnezeu, avem parte de izbăvirea pe care ne-a câștigat-o El. De aceea, în vremuri ca și acestea, deschiderea inimii față de Hristosul înviat, dragostea față de El, credința în El, sunt cu atât mai importante ca niciodată. Meditează la lucrurile acestea. Cercetează-ți inima. Primește lucrurile acestea. Mă opresc aici și până pe data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânt.